Un miracol pe zi. Viața de credință este mai mult decât religie. Nimănui nu îi folosește o religie de fațadă. Tu nu ai nevoie să pari iertat, ci ai nevoie să fii iertat. Nu este de niciun folos să pari un om plin de pace, de bucurie, dar inima ta să fie plină de durere și de amărăciune. Ai nevoie să cunoști adevărul și să îl trăiești. Deschide Scriptura și roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi ce citești. Roagă-L ca să ți se descopere în așa fel încât tu să ai propria ta experiență spirituală și cunoașterea prezenței lui Dumnezeu în tine. Transformă rugăciunea ta într-o destăinuire. Nu Dumnezeu are nevoie să împărtășești frământările tale într-un exercițiu religios pe care ți-l propui, ci tu ai nevoie să-ți deschizi inima și să-ți abandonezi în fața lui păcatele, gândurile greșite, îndoielile, toate acestea în prezența lui. El promite să te ierte, să-ți dea pace și eliberare de păcatele tale. Mai mult decât atât, mută această relație intimă, profundă cu Dumnezeu în comunitate. Găsește o biserică în care să întâlnești oameni care îl caută sincer pe Dumnezeu și cu care poți crește în credință. Credința creștină nu o poți trăi doar privat. Ai nevoie de un spațiu privat ca ea să aibă rădăcini, însă ea trebuie trăită comunitar, în biserică. Nu limita experiența ta religioasă la o fațadă pioasă. Vei pierde pe termen lung și scurt. Mai degrabă, fii curios, nerăbdător, dornic, flămând ca să-L cunoști pe Dumnezeu atât cât poate fi cunoscut de o inimă omenească. Vei trăi cea mai profundă și abundentă viață posibilă. Dă-mi voie să mă rog pentru tine. Doamne, mă rog pentru acest om drag care ascultă aceste cuvinte pe care le aude în inima lui. Și mă rog ca Tu să transformi necredința în credință. Mă rog ca Tu să-i dai un miez adânc și frumos al relației cu Tine și El să descopere cât este de iubit de Tine. Mă rog toate acestea nu pentru că am eu vreun merit, ci în meritele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Lui. Amin. Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.